Se vorbește tot mai mult de mâncare sănătoasă, de un stil de viață sănătos, iar un rol important îl au cei care produc legume și fructe autohtone. Consumatorii pot fi educați dacă găsesc astfel de produse gustoase și de calitate. Evenimentul Ziua Sănătoasă are rolul de a educa, dar și de a oferi alternative la mărfurile din supermarketuri. Zilele trecute s-a desfășurat la Iași un eveniment destinat promovării producătorilor locali. A fost multă agitație și produse de calitate foarte sănătoase. Atragem atenția în speță asupra producătorilor locali. Noi am adunat, sperăm, crema Iașului, sau cel puțin măcar din zona Moldovei, la capitolul de producători locali. În schimb, ceea ce nu ne-am dorit este să fie o expoziție simplă. Prin urmare, am asezonat câte ceva în plus, spre interesul publicului ieșan. În primă instanță, partea de degustări. Am rugat fiecare dintre producătorii noștri să vină și să facă o formă de sampling la fiecare dintre produsele lor. Bineînțeles, toți participanții, toți invitații au posibilitatea de a achiziționa inclusiv produsele de la ei. Și bineînțeles, există și un program de seminarii exprese pe partea de sănătate, nutriție și alimentație sănătoasă, bio-eco și organică. Cam câți participanți sunt și de unde? În prezent sunt 35 de participanți în total. Parte din ei sunt și cu pliante și atâta tot, fără stand de prezentare efectiv. Marea majoritate sunt din zona Iașului, pentru că asta a fost targetul nostru, dar fiindcă notorietatea evenimentului a crescut deja, fiind la a treia ediție, am avut invitați și din țară. La Iași, în cadrul liceului Miron Costin, există prima grădină pedagogică înființată la o școală publică. Profesori și elevi se ocupă de grădină, iar rezultatele au fost prezentate și publicului. Anul acesta, cu ajutorul Asociației Române de Permacultură, am reușit să dezvoltăm grădina. Am creat noi straturi și este prima dată când ieșim cu recolta noastră să ne vadă ieșenii. Și suntem foarte mândri că suntem printre producătorii locali astăzi, împreună cu copiii. Ce ați adus din grădina dumneavoastră de la școală? Am adus kale, o legumă destul de rară, dacă mergeți în piață nu o găsiți, și rucola. Iar din rucola copiii au preparat un pesto foarte sănătos, cu ulei de măsline și nucă. Avem straturi înălțate. E un sistem care se pretează foarte bine la grădinărit cu copiii, e mult mai ușor pentru ei. Avem o grădină cu fluturi, cu plante care atrag fluturii, au început să înflorească acum. Și o grădină se numește Grădina Pizza pentru că este o grădină circulară, împărțită în sectoare de cerc și în fiecare felie copiii au semănat legume pentru pizza. Am învățat să cultiv plantele, să le îngrijesc. Îmi place să cultiv aceste plante, și copaci și flori. Noi la grădină învățăm să cultivăm, să mâncăm sănătos și... Și acum ați venit și cu legumele la un eveniment. Da, am venit ca să prezentăm. Suntem prima școală din Iași, o școală de stat care are grădină. Și ne mândrim cu asta. Legume proaspete, răsaduri, au putut fi cumpărate de cei care au trecut pragul evenimentului destinat producătorilor locali. Este un eveniment care aduce toți producătorii de produse sănătoase, pentru care și noi cu legumele. Iar noi am adus, bună vreme asta, încă ne s-au copt încă roșiile, ardei, așa am adus răsaduri. Răsaduri bio, de roșii, de ardei, de vinete și plante aromatice. Busioc, cimbru, leuștean. Și am zis noi melisa sau roinița popular. În rest, na, foarte multă lume, da? Toți întreabă, toți degustă, chiar avem la degustare măcriș, rucola și salată, ca să vadă lumea cât este de gustoasă. Mai este câte o insectă prin ea, dovadă că sunt eu. Producătorii sunt mulțumiți pentru că populația a început să înțeleagă ce înseamnă hrana sănătoasă și produsele lor sunt tot mai căutate.